Ana Porgras nu vrea să mai audă de Zani după Survivor All Stars. S-a rupt lanțul de iubire. Așa cum spuneam, după ce filmările pentru Survivor All Stars s-au terminat, Ana Porgras și Zani au reluat legătura și au încercat să lămurească problemele ce au apărut între ei în timpul show-ului. Însă, discuția celor doi nu a avut rezultatul așteptat și doar a înrăutățit lucrurile. După discuția avută, Ana Porgras a mărturisit că nu vrea să mai audă de Zani și asta pentru că se pare că a primit mai multe mesaje nepotrivit de la acesta fapt ce a făcut-o să se îndepărteze definitiv de faimos. Mai mult, tânăra a mai dezvăluit că ea nu a avut niciodată o problemă cu relația dintre artist și Alexandra Duli, ci altele au fost nemulțumirile ei. Nu am avut niciodată o relație cu Zani, nu m-a deranjat apropierea lui de Duli, îi doresc casă de piatră, sunt fericită pentru el, le doresc multă fericire dacă sunt împreună. Am văzut emisiunea Cap-Coadă, încă o urmăresc. Aș zice că e mult că am fost dezamăgită de el, dar au fost momente pe care nu le-am înțeles nici acum. Da, am vorbit cu el după ce am ieșit din show. În momentul în care știam că toți au ajuns acasă, i-am scris, voiam să știu cum se simte ce s-a mai întâmplat, dacă a ajuns bine. După care m-am trezit cu niște mesaje nepotrivite de la el și nu am mai vorbit după, a declarat Ana Porgras, în cadrul unei emisiuni.